tratează-te ca pe cineva pe care îl iubești. Eu, dragi prieteni, am răscolit mai multe maxime. Mă gândeam să aleg una cea mai potrivită pentru invitata mea de azi, pentru că avem o lecție despre iubire. Una atât de sinceră și plină de căldură. O lecție despre curaj și acceptare, victorie și dăruire. Pentru că această lecție vine de la Ana Danilescu, fata care a învins cancerul și fata care mă inspiră de atât de mult timp. Și fata care... pe care vreau să o cunoaștem împreună. Bună seara, frumușicu, și bine ai venit la Vorbe cu Minte. Te salut, Ileana, și îți mulțumesc pentru această invitație. O prezentare foarte frumoasă. Sunt recunoscătoare și bună seara celor care te urmăresc. Nu întâmplător ai venit aici. În general nu există lucruri întâmplătoare. Asta probabil tu știi cel mai bine. Avem o surpriză pentru tine. Oh. Dă-mi, te rog, hashtag următorul invitat. Recomandă-mi pe cineva pentru următoarea emisiune. Pentru una din următoarele emisiuni. Eu nu știu pe cine ai mai avut. M-am uitat la câteva emisiuni, dar din artiști sau din oameni... Care îți place ție, o persoană? Uite, eu aș vrea să o invit pe Ana Danilescu. Este? Cântă? Nu. Ce face? E producătoare de televiziune și e un om care a trecut... De la jurnal. Fata cu cancerul. Da. Doamne, îmi pare rău pentru titulatura respectivă, nu fata cu cancerul, adică așa mi te-am întipărit eu. De fapt, eu te țin minte de la prima ta ședință foto când ai pozat cheală. Uh-huh. Atunci am zis că fata asta are atâta curaj. Anicuța, te super dacă îți spun Anicuța. Nu. Aflăm mai multe despre tine, dar întâi vreau să ne spui cine ești. Autoportret. Cine sunt? Cine ești tu, Anicuța mea? Păi, ai zis corect. Sunt și fata care cântă și sunt fata cu cancerul. Sunt Ana Danilescu și producătoare de televiziune. Și acum, de curând, am lansat un podcast. Sunt Voce. Sunt Voce. Despre femeile și nu doar. Vreau să am și bărbați, apropo, deschid și un apel către ei. Despre oamenii care au trecut prin această experiență, dar adun povești frumoase. Povești de reziliență în care oamenii cu putere și cu binecuvântare au trecut prin această perioadă. Cam atât e despre mine, partea... Mama lui Isai. Da, da, am și eu un fiu de 6 ani. Soția lui Pavel Bodeanu, bucătar. Bucătar? Bucătar. Nu seamănă după tine. Ce mâncați? Mâncăm sănătos. Mm-hmm. Asta este cel mai important. Prietena Dorei. Prietena, fără a da numele. Deci prietena lui Emilian Crețu. Da, și iubita lui Dora. Și producătoarea emisiunii Dora Show. Dora Show, da. Da. Știi ce am făcut eu ieri? Mi-am sunat o prietenă care știu că luptă cu cancerul acum. A făcut o analiză de rutină și s-a depistat că are, de fapt, cancer deja, nu mai știu în care fază, cancer mamar. Uh-huh. Și mi-a povestit niște lucruri despre care eu ascultam și pur și simplu, deci nu venea să cred. Anicuța, este adevărat că în momentul în care ți s-a spus acest diagnoz, tu, sau în perioada în care te-ai tratat, s-au deschis niște uși către interiorul tău și a avut-o cu o transformare pe care pur și simplu nu te gândeai vreodată că s-ar putea întâmpla să o trăiești? Da. Este adevărat și dintotdeauna zic și am să zic că cancerul pentru mine a fost ca o binecuvântare. De ce? Pentru că eu mi-asum în totalitate această boală, pentru că știu că eu mi-am ales să trec prin asta pentru a deveni mai puternică, ori provocările vieții sunt alese. Dacă noi ni le asumăm și dacă noi ieșim din poziția de victimă, ieșim în poziția de a-ți asuma, înseamnă că noi ni le alegem. Și ele nu vin de undeva, nu sunt pedepse, sunt drumurile pe care ni le alegem noi la un moment dat. Și iată, cred că a fost trezirea mea anume prin cancer, ca să revin iarăși la mine, pentru că mă cam pierdusem în material, mă cam pierdusem prin lume și uitasem de visurile mele, de sufletul meu. Și în această perioadă, clar că a fost un șoc pentru mine, pentru că eu ziceam chiar și zilele acestea, nu m-am așteptat vreodată că am să am cancer. Bine, că trecusem și cu mama prin această poveste. Deci ea a suferit-o de cancer. Mama mi-a decedat în urma cancerului, 6 ani în urmă, pe când eu eram însărcinată cu copilul meu, venea pe lume Isai. Și a fost o durere mare pentru familia noastră, cutremurătoare, dar... Tu ai fost foarte atașată de părinți, spuneai într-un interviu pentru o revistă că ei au fost, de fapt,
te-ai născut din mare iubire. Da, cred că toți copiii sunt atașați de părinți, chiar dacă unii poate nu recunosc asta, dar ei, părinții, întotdeauna vor fi un model pentru noi. Iar noi copiem același mod de a fi mai departe și îl ducem în viață. Tu ai spus că te pierduse în ce? Prea te aruncase după bunuri materiale, după celebritate, după ce? Erai, nu știu, toată implicată în lucru, în fandosiri, în fițe, în ce? În ce? Eu sunt un om dedicat. Și atunci când fac ceva, mă dedic complet. Îmi place. Cu toată dăruința mea mă împlic într-un produs. Și iată, deci am intrat în această lume a televiziunii, știi tu prea bine că sunt proiecte după proiecte. Și îmi plăcea ceea ce făceam, îmi plăcea foarte mult, trăiam cu asta. Dar uitasem de ce vrea sufletul meu, uitasem de mine. De asta zic, materialul, pentru că asta este exteriorul nostru și uităm, focusându-ne prea mult pe exterior, pe proiecte, pe proiecte zilnice, lunare, anuale și tot așa mai departe, cam uiți de tine, de liniștea ta, de a te odihni puțin, a te asculta, de a vorbi, de a citi ceva, bine, citeam tot ce ține de jobul meu și mă dezvoltam în direcția asta și nu-mi pare deloc rău, pentru că ceea ce am făcut eu la Jurnal TV și în ultimii ani, deci a fost pentru mine un salt imens, am învățat atâtea, dar cred că a venit un moment când tot ce am acumulat să aduc un pic și în... Bine, să aduc un pic și în visurile mele, să mai pun un pic acolo și să le... Știi ce vreau să te întreb, chiar din pură curiozitate, chiar prietena mea îmi spunea, zice, tu știi că eu încep să-mi dau seama că eu de ce e ce vreau? Pentru că până acum am trăit cu senzația că eu am vrut ce e ce vrea toată lumea, ce vrea societatea. Cum s-a produs la tine această schimbare? Cred că... Bănuiesc că așa se întâmplă, dar la mine a fost pentru o revoluție interioară. Pentru că nu ajungi să cunoști raiul dacă nu treci prin iad. Și chiar așa și a fost. Mi-am cunoscut propriul iad. Prin felul meu am adunat foarte multe trăiri în interior pe care nu m-a învățat poate nimeni să le exteriorizez. Fobii, frici, că eram dintotdeauna o fată curajoasă, dar cred că nu-mi permiteam să fiu așa cum sunt și îmi țineam foarte mult emoțiile. Emoțiile, fiind o fată cu minte, educată, la locul ei, deci nu-mi permiteam să zic lucrurilor pe nume, dar aici cumva îmi dădeam întrebări foarte multe, de ce așa, de ce se întâmplă așa, de ce, vezi? Victima în mine s-a trezit la un moment dat și cred că nu mai puteam face față și la volumul care îl aveam și la nemulțumirea față de mine că nu dedic atât de mult timp poate acasă, copilului, soțului, dar pe toate nu pot să le faci. Și eram un soi de om care era mai mereu nemulțumit pentru că fiind perfecționistă, eu nu reușeam să mă bucur de realizările proprii. Eu intram într-un eveniment, îl făceam, mă dedicam total, îl făceam, îl aduceam la perfecțiune, la wow, dar nu reușeam să mă bucur de el, să-mi iau o pauză, să zic, Doamne, mulțumesc pentru tot ce am realizat și mă vântam în celălalt. Nu prea exista el atunci, așa? Bine, el exista, dar poate nu era conexiunea atât de... nu era atât de profundă cum este acum. Acum orice pas a meu și orice lucru pe care îl fac cu Doamne ajută, știi? Dar atunci era, știam că este cineva, știam că există o putere, știam și simțeam asta, doar că nu aveam timp să-i zic mulțumesc. Pentru recunoștință, Nu era timp pentru recunoștință. Și iată, și a venit trezirea asta. Adică nu prea erai mulțumită de tine și nu erai satisfăcută. Da. Ce față îmblai atunci, ți-amintești? Sau tot așa zâmbeai? Sau erai din asta dură? Când m-am văzut pentru prima dată în oglindă. Când? M-am văzut atunci când eram internată, după intervenția chirurgicală.
m-am văzut bine. Acum va părea o nebunie ceea ce zic, dar mă văd și mă oglindesc în oamenii din jurul meu, pentru că așa cred eu că toți oamenii care sunt în jurul nostru de fapt ne oglindesc stările noastre interioare și vin ca să ne dea o alarmă. Deci dacă un om la un moment dat vine la tine și se răstește sau ceva nu-i place și tu te lași provocată sau ceva în tine se trezește, înseamnă că să-i zici mulțumesc acelui om pentru că el îți dă un semn că ceva în tine încă mai are nevoie de mai are nevoie de a fi de iubire. Hai să spun că eu așa zic, că are nevoie de iubire. Și m-am văzut în echipul medicului care m-a operat, domnul Roman Balan. Doamne, îi spun mulțumesc acestui doctor pe care se dedică cu toată dragostea, cu toată pasiunea. Eu n-am văzut un medic mai dedicat. Eu nu am văzut. Acest medic, mă uitam la el cum aleargă dintr-o sală de operație la alta, dintr-un cabinet la alta, cum vine una de alta. Deci el era un amalgam de emoții și o dorire totală și la un moment dat îi spun: domnul Roman, stați, opriți-vă, nu mai alergați, pentru că vedeam energia care o dă în toate părțile și îmi dădeam seama, mă vedeam pe mine, acea persoană care mă dăruiam în totalitate. Și veșnic zbuciumată, și veșnic... Și veșnic la telefon, veșnic în gânduri ce a fost, cum va fi în proiecte și zic, stop! Și îmi dădeam seama că de fapt eu strigam cumva, mă vedeam pe mine și... Da, strigai la tine, stop! Dar atunci a fost momentul când am început să mă observ, am devenit observator. Bine, procesul de trezire, așa se zic eu, și transformarea a început mult mai devreme. Dar ce se întâmplă, nu știu, uite, ce se întâmplă în sufletul tău, în capul tău, chiar în subconștientul tău? Ce se produce atunci? Ce se produce în capul la toți? Deci, bun, n-am să generalizez, dar în capul la majoritatea oamenilor, un haos total. Gânduri și iar gânduri. Deci, starea de eliberare și trezire eu o asociez cu libertate. Atunci când la un moment dat creierul tău este gol, deci nu este nimic acolo și nu el dirigează cu tine, dar tu dirigezi cu el. Dacă tu ai nevoie ca el să te gândești la ceva, să faci ceva, tu îl implici, dar nu te pune el și îți dă problemele lui ca să le rezolvi tu zi de zi. Deci cam asta se întâmplă. Erau momente când stăteam și mă observam și vedeam cum creierul meu o ia razna și îmi... Eu trăiesc asta în fiecare zi. Zic, ce să fac? Nu știu. Meditația. Mm-hmm. Meditația ajută foarte mult. Bine, meditația o zic, așa zic eu, dar alții zic rugăciune. Eu zic meditația pentru că este starea asta de a fi cu tine și de a-ți observa gândurile cum îți vin și de a le lăsa mai departe. Le-a spune mulțumesc că ai venit, mă gândesc la tine mai târziu. Știi, eu încerc să fac asta, dar nici nu vreau să vorbim despre mine. Tu ai mers la un control de rutină, așa-i? Când ți-a fost stabilită diagnoza respectivă. Adică nici măcar o durere, nimic, niciun simptom care ar fi bătut la ușă. Mai mult ca atât, eu vreau să zic că atunci mă pregăteam de o sarcină. Și deci eu am fost la ginecolog. Eu am rezultatele mele cu 2 luni înainte și 2 luni după, în care rezultatele mele erau foarte bune. Aveam niște ovare cu folicuri, erau deci nici semne de cancer. Și luasem un tratament de pregătire pentru sarcină. Deci, bine, erau și hormonale, bănuiesc, ceea ce nu zic, dar s-ar putea ca și ele să fi grăbit acest proces inflamator. Și iată, după 2 luni, mi se întâmplă că mi se umflă abdomenul, am niște dureri insuportabile ca cele asociate cu nașterea și eu îmi dau seama că nu fac față nici cu pastile. Erai graviduță sau nu? Nu, eram gravidă cu un cancer, în tot sensul cuvântului. Doamne, Ana! Eu am un simț al umorului mult mai dezvoltat și un simț al umorului așa, aparte, pentru că asta m-a ajutat și să trec. Noi în familie suntem așa destul de deschiși și glumim, dar dacă nu treci cu umor prin aceste... Umor și cinism, prin aceste situații, n-ai cum să rămâi depășești. Piafăr. Da, să depășești aceste momente. Și gravidă cu un cancer. Câți ochi avea? Rămânând în stilul tău, câți ochi avea cancerul ăsta? Nu știu câți avea, dar vreau să spun că această noutate m-a cutremurat și mi-a fost foarte greu să o înțeleg. Te-a luat cu binișorul medicul sau ți s-a spus direct?
Deci, direct mi-a zis doar chirurgul Roman Balan, dar doamna Dolghi, care a observat că ceva nu este ok, că ceva crește pe trombele mele, cumva a ezitat să-mi zică, m-a trimis la domnul Balan, iar dumnealui sunt recunoscătoare că îmi zice pur adevăr. Deci, mi-am atras medicul care, știi, eu trec în atracție, am atras medicul care mă oglindește. Deci, mi-a zis, așa cum le zic și eu oamenilor, pur adevăr în față, chiar dacă poate uneori jignește și doare. Și mi-a zis, eram cu soțul atunci. Și ai muțit, probabil. Și eu zic, bine, dar în procesul, îmi spune că tăiem tot, scoatem tot ce văd acolo, ce nu e în regulă, scoatem tot. Și eu zic, bine, dar poate mai lași un ovar, un uter. Și eu zic la mine, tu înțelegi că acum nu este vorba despre o sarcină, pentru că îi explicasem că mai vreau un copil. Tu ai copil? Zic, da, am un băiat. Acum o salvăm pe mama copilului tău. Tu vrei să mai fii mamă? Tu vrei copilul tău să mai aibă mamă? Și la un moment dat mi-am dat seama că ești, nu era, te joci cu asta. Era avansat? Era chiar în era gradul 3, era același grad care l-a avut și mama mea, dar că mama mea a avut o altă decizie pe care eu respect și a fost decizia ei, ea nu s-a operat. Și a început cu tratament chimioterapie și un pic s-a mai redus din tot ca cancer la ovare a avut, s-a mai redus din ce avea ea în abdomen, și, dar cu timpul iarăși a revenit și eram chiar la un moment dat, țin minte și acum i-am sunat înainte de intervenția domnul Roman, eu deci aveam această programă de a renunța și a pleca. Pe bune, zic. Fiind conștientă că s-ar putea să ajungi la doină sau în cel mai deci bun caz. Deci era sâmbătă și urma să fie intervenția luni, eu am fost internată de ziua mamei mele la oncologic, toate semnele erau vizibile, chiar dacă nu credeam atunci în semne, ele erau prea vizibile ca eu să nu le dau importanță. Tu credeai în rating, Ana. Da, eu credeam în rating. Da. Să fii primii, nu știu ce. Posibil, da. Nu exclud că... Și zic, domnul Roman, eu cred că nu mai vreau să am această intervenție, eu plec, știți, și el, deci, a lucrat cu mine ca un psiholog, pe bune. Omul acesta are nevoie de medalii. Ceea ce face el pe lângă intervențiile chirurgicale, el mai lucrează cu pacienții. Îmi zice, du-te în cabinetul numărul cu tare și dă-i telefonul doamnei cu tare. Vin acolo și este o altă secție cu alte doamne care sunt, că unele operate, altele post-operație și îi dau unei doamne care mi-a spus eu și facem cunoștință. Doamna Ana, așa cum o salut, mulțumesc pentru consilier psihologic, o doamnă în vârstă care m-a început să mă consilieze. A fost operată și a pacientă. Da, da, da. Și îmi zice, uite, și eu am fost operată de domnul Roman Balan, uite, mă simt bine, nu este o operație complicată, eu vreau să recunosc pentru mine. Intervenția era ceva, era prima mea intervenție chirurgicală, prima mea cumva problemă din sănătate, îți dai seama, un om sănătos, cu atâta energie, cu atâta putere, la un moment dat află că are cancer și peste o săptămână el trebuie să fie operat de urgență. În capul meu era... Păi, dar până la operație nu a fost nici ședințe de chimioterapie. Nu. Pentru mine a fost operația și după care urma să fie ședințe de chimioterapie. Și eu, toți m-am întrebat cum de luat așa decizie, poate mai merge, mai aflăm, mai consultăm din alte opinii. Eu am zis că eu am încredere. Am simțit eu că... Am simțit că vin îngerii și mă conduc pe drumul cel drept. Și ai visat-o pe mama înainte de operație? Chiar sunt curioasă. O visai prea des, probabil, ca să... Îmi dai așa niște întrebări foarte, foarte bune, care poate nu am povestit despre ele, dar vreau să-ți spun că de visat nu o visam, dar mă simțeam în pielea ei. Mă simțeam pe bune în pielea ei. O dedublare în asemenea măsură. Da, deci chiar... eu vedeam ce, pentru că am trăit cu ea și am trecut prin povestea ei și am fost cu ea și pe la medici și știam fiecare pas și știam ce simte, ce trăiri are și eu le simțeam în mine. Iar uneori treceam așa printr-un geam, oglindă și o vedeam pe ea în chipul meu, mă reflectam cumva.
Cum se numește toată experiența asta? Eu cred că e vorba de creierașul meu care la un moment dat avea niște procese chimice acolo, pentru că perioada de transformare nu este una ușoară. Și asta vine la pachet cu toate. Tu ai plâns acasă, ce ai făcut? Am făcut toate. Bine, eu pe atunci stăteam pe cuie. Pe placa Sathu și este așa destul de dur această procedură. Deci am stat și eu acest studiu, dar doar cu 3 minute, nu mai mult. Păi eu stăteam cu, și o oră am stat, și o oră jumătate, pentru că după ce stai, dar eu mă eliberam, plângeam și mă rugam și ziceam, Doamne ajută-mă să fac față, să trec peste ce mi se întâmplă. Bine, am un copil acasă, am o surioară, am o bunică de care am grijă, mama mamei. Deci sunt prea multe inimi care nu vreau să fie rănite. Și mai mult ca atât vreau să trăiesc, pentru că mie îmi place viața, îmi place atât de mult, dar știm noi ce știm, ce ne alegem, pentru că după asta vine a doua suflare și o trăiești și cu mai mare plăcere și dragoste când te trezești. Și iată, stăteam pe aceste cuie care, bine, mă ajutau cumva ca să mă simt. Ca să revin la mine și să înțeleg ce se întâmplă cu mine, ca să-mi liniștesc un pic creierașul de la atâta agitație. Pentru că aici se adaugă și mai mult la ce ai avut, dar am zis, pus stop pe tot, pe lucru. Am pus stop pe tot, am anunțat direcția care a fost foarte binevoitoare cu mine, m-a ajutat atât de mult în această perioadă, atât de multă susținere, atât de mult colegi s-au adunat și eu simțeam rugăciunea tuturor. Eu cred foarte mult în rugăciunea comună. Anicuța, tu știi că eu auzisem de la cineva că de fapt tu te simțeai foarte singură în această perioadă. Deci e nevoie să te simți singură, pentru că ai nevoie să te reconectezi cu tine. Deci conștient eu am lăsat pe toți deoparte. Aveau voie nici să te sune, să deci te contacteze. Deci de la un om care este zi de zi cu telefonul în mână și la ureche, eu am zis stop și am zis că acum toată energia este doar pentru mine. Sună foarte egoist, dar a venit timpul să fiu eu cu mine și cel să am grijă de mine. Cel mai important om din viața mea, eu să fiu. Și cumva răspundeam doar la cei care știam cumva că pot să mă ajute în direcția asta. Maria Marian, colega mea de la Sănătate și bine, familia, dar nu răspundeam la telefon, nu deschideam mesaj. Mai mult ca atât, am rugat direcția să nu anunțe și să nu vorbească cu nimeni. Cred că luni bune n-au știut colegii mei că eu sunt internată, operată. Mai veneau și momente din astea care, ei, unde e Ana Danilescu să vină aici, că a lăsat tot și a plecat lumea, poate credea că eu sunt în vacanță. Dar pentru mine a fost asta bine. A fost o renaștere, da, de fapt. Eu eram, de ce am decis asta? Pentru că la un moment dat, eu nu știu dacă aveam puterea să le explic la toți prin ce trec, pentru că în acel moment nu prea ți arde. Nu prea ți arde și nici tu nu știi ce se întâmplă cu tine și unde o să evolueze toată situația. Da, dar bine, totuși ți-ai lăsat o portiță deschisă către cineva, către prieteni. Aveai o prietenă cu care stăteai și ți împărtășeai absolut totul. Da, sigur. O am și acum prietenii care vorbesc. Eu zic că vorbește Dumnezeu prin ei, prieteni de suflet, care atunci când ai întrebări, mai vorbești cu ea și îți vine și răspunsul prin ea, că canale deschise. Oh, da. Cât a durat operația? Cât a durat? Nu știu. Nu prea știi. Nu știu. Zic că luni deja eram pregătită ca să merg pe targă, goală, dezgolită de goală, tot. Da, bine, și metaforic vorbind. Da, goală de tot. Bine, că aveam doar o țesătură pe mine. Restul, nu aveam nimic și mă duceam așa și ziceam, mi-am zis că, Doamne, atunci am zis, facă-se voia Ta. Și care a fi decizia Ta, aceea să fie. Deci m-am dus foarte împăcată. Deci erai pregătită chiar, Doamne, eram Doamne, pregătită de pentru tot, orice. Pentru orice. Da, pentru că nu știi în momentul ăla ce se întâmplă. Acum îmi dau seama cât de mult și prin ce proces de lucru trec medicii, pentru că ei au viața unui om în mâini. Dar eu știam că cumva aveam așa în interior și acum zic că domnul Roman, prin mâinile dumneavoastră a lucrat un înger. Și după care se află că și numele lui de familie, a mamei, este Angel.
Angel, da. Da. Și așa simțeam cumva. Și felul cum era Ana și cum sunt acum, văd lucrurile total diferit. Și mi-a venit o altă înțelepciune, o altă înțelepciune în care eu înțeleg cum este construit, chiar uite, dacă, cum e construit acest univers, care sunt legile. Dacă e vorba de altă înțelepciune, da, de altă percepție, altfel ne vezi și ne simt. Noi cum suntem oamenii, Ana? Cum ne vezi tu acum? Oamenii sunt oameni plini de iubire, care au nevoie de iubire. Deci oamenii răi nu sunt. Sunt oameni care nu au avut parte de iubire. Și de fapt, eu cred că iubirea poate să soluționeze orice. Bunoare, vă povestesc o situație. Da. Acum, recent, la filmarea unui spot, n-am să dau nume, dar mi se întâmplă lucruri frumoase, sau cel puțin eu deja văd lucrurile altfel. Exact. Le văd ca niște minuni și ziceam că am să scriu tot o carte, am să scriu tot, dar asta se întâmplă zilnic. Știi, carnețelul meu ar trebui să fie mereu menționat. Și la filmarea unui spot, care a fost un spot foarte complicat, discutasem la telefon cu un domn care nu prea ne înțelegeam noi. El era într-o stare agitată cumva, dar bănuiesc că el cumva mi-oglindea agitația din interiorul meu, chiar dacă eu păream foarte calmă și așa. Și mai că nu ne-am luat așa la harță, mă observam cum reacționez și zic: domnule Cutărescu, haideți să facem un lucru bun și așa, eu înțeleg că poate sunteți supărați și așa, dar haideți să găsim, eu vă sun cam și explicam, am păstrat aceeași discuție din inimă. Chiar dacă la momentul ăla îți vine să zici că nu mai vrei tot, renunți la tot și aleg să vorbesc din inimă și cu dragoste. Nu zic de fiecare dată îmi reușește, dar asta este ce pasul următor spre care vreau să merg eu ca să discut. Vrei să ajungi atât de blândă și atât de pură chiar? Știu că mulți îmi zic că nu este doar despre iubire și nu este totul zen și că trebuie să arăți și partea cealaltă. Nu, că oricum te mai enervezi, corect, emoții negative le ai. Da, ele poate, e nevoie să le dai. Dar interpretarea probabil este alta. Ca să încheie un pic discuția cu acest domn. Și ajung acolo și el mă vede și se apropie de mine și îmi zice: vreau să-mi cer scuze. Și eu îl văd și era așa o dragoste între noi, umană, în care și eu mie îmi pare foarte rău, deci încă un pic era și ajungeam și la lacrimi. Ca să aflu că acel domn în cea zi a primit un diagnostic, ca să aflu că domnul dumnealui tot este într-o situație similară cum am fost și eu. Și eu zic: Doamne, dacă am fost atât de cu iubire și iubitoare cumva, uite cum acest om s-a deschis. Îți spun acum, dar mă furnică tot corpul. Și eu totuși cred că iubirea va schimba lumea. Deci noi ar trebui să credem atunci când apar în fața noastră persoane și spun: vă iubesc, te iubesc. Nu, bine, nu este o exagerare chiar. Și noi nu facem că vă iubesc așa. Este important să simți asta. Este vorba despre empatie până la urmă. Și cred că momentul ăsta l-am avut dintotdeauna. Am empatizat atât de mult încât am preluat și energia altui om, încât m-am pus și în situația lui, încât poate am empatizat-o și pe mama și am trăit aceste emoții. Este bine să și detașesc, povestea asta este despre el, dar povestea asta este despre tine, dar să nu uităm de umanitate. Eu înțeleg că acum este un ritm nebun, eu înțeleg că toți avem nevoie, că acasă stă un copil, că stă cineva bolnav, că avem de plătit facturi. Dar hai să fim mai buni. Este atât de important să dai dragoste și această dragoste... Fără să aștepți ceva, da, în schimb. Fără ca să aștepți. Pentru că, de regulă, intenția din spatele dragostei este și ea diferită. Uite, sunt acum bun cu tine și zâmbesc, dar, de fapt, am eu niște așteptări de la tine. Nu? Dar ce ne costă să fim sinceri și dacă cumva un om ți-a greșit, să-i spui într-un din suflet, nu știu, din inimă. Ana, de exemplu, dacă am un interes meschin față de o persoană, să mă duc să-i spun în față: uite, îți fac asta, dar vreau să-mi ofer ceva în schimb. Păi asta nu-i meschin, tu ești sincer, tu zici, uite, ești directă, dar nu faci asta cu niște așteptări. Adică îi spui sincer, omul ăsta oricum, dacă are să te ajute, o să te ajute, corect? Nu știu, cum vezi tu oamenii, nu înțeleg. Îi văd frumoși, așa cum i-a creat Dumnezeu.
revenim la această discuție atât de... după o scurtă, cel puțin foarte contradictorie pentru mine, după o scurtă pauză publicitară. Sunt luptătoarea care crede în minuni, iar viața mea este o dovadă că acestea există, spune invitata mea de azi, Ana Danilescu. Cărluionța ta, Ana Danilescu, într-un interviu. Anicuța, am revenit în studio la Vorbe cu Minte. Ce am observat eu? Mai multe prietene de ale mele care au trecut prin cancer și prin chimioterapie și au rămas chele, măi, pe urmă le cresc cărluionți. Tu doar n-ai avut așa păr, așa-i? Nu am avut. Nu n-ai fost niciodată curioasă cum se întâmplă că, uite, deveniți toate cărluionțate și... Bănuiesc, nu toate, pentru că am și protagoniste pe care le intervievez și nu toate, dar cele care cumva au genetic, poate sunt predispuse la aceste bucle frumoase. Ai avut vreodată asemenea cărluionți? Nu, dar bunelul meu a avut. Da, așa de frumos, cum ai venit ciudat. Și mie îmi sunt foarte... Dragi. Vezi cum creează Dumnezeu omul și mai frumos dacă merge cu smerenie și cu împăcare. Dar tu dintotdeauna ai fost așa de slăbuță? Da, dintotdeauna am fost slăbuță, energică, plină de putere. Chiar așa ai fost, chiar, da. Uite, dus atât de firă și atât de plăpândă. Da. Uite, dar uite, așa mă vezi tu și așa poate mă văd eu acum, dar eu nu mă vedeam așa firă, plăpândă, eu mă vedeam un munte de om puternic. Era care... atunci, zi-mi drept. Să zic că oamenii care mă cunosc rea, dar eu pot să zic, pentru că eu și mă judecam foarte mult, pot să zic că eram rea și dacă ziceam că nu îmi permiteam să zic cu omului verde în ochi și nu îmi permiteam să-l cumva... Acum, dar sub diplomat, acum, în spate la diplomația asta se ascundea Păi și diplomația trebuie să o înveț, să știi cum, fiind în poziție de lider, evident că... Te strădui să fii duios, Altceva vreau să te întreb, o întrebare și mai și. Crezi că în perioada în care te-ai tratat, lumea a aflat, au fost persoane și voci care au zis că tare ghine eu trebuie și tare ghine mai pus Dumnezeu la punct, prea era dracului? Păi nu știu, posibil să fie, dar eu tot timpul zic tot răul spre bine. Dacă a fost să fie a dracului sau am fost atunci și mă bucur că sunt acum a Domnului. Omul tău nu zice, măi, te-ai schimbat, Anicuță, acum ești exact femeie pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Sau el te-a iubit indiferent de... Uite, o să-i dau întrebarea aceasta acasă, chiar sunt curioasă, pun întrebare, Pavel. Dar nu sunt frumos, sigur... Nepoțelul meu e Pavel, așa de frumos numele ăsta e. Dar Isai tot nume biblic. Vii cumva dintr-o familie unde s-a citit Biblia sau... Isai, bunicul din Cernăuța a lui Pavel, este Isai care este și acum, are 90 ceva de ani și de asta este un bunic puternic, frumos și am zis că Isai... trebuie să-i poartă numele. Tu aveai poftă de mâncare după chimioterapie? Perioada de chimioterapie a fost total diferită de așteptările mele și a celor care mă împrenătâmpinau, că este cea mai complicată perioadă din tratamentul cancerului și de fapt am avut bine. N-am să zic acum eroi că a fost totul foarte frumos și că totul a fost roz. Au fost momente în care corpul meu îmi dădea de știri că nu mai poate. Și era încă și mai slăbită, da, nu? Eram piele și os. Da. Nu cred că vrea cineva să postez vreo fotografie cum eram, dar eram, mă uitam în oglindă și mă speriam, slăbisem foarte tare și faptul că și eram și cheală și așa și de multe ori mă întrebam cum mă vedea soțul meu atunci, pentru că și în chimioterapie tu când îți spune aceste picurători și corpul tău miroase altfel și eu acum îmi dădeam seama ce bărbat minunat am eu alături, care altul să fi fost, cred că m-a lăsat și pleca. Dar el a stat cu mine, da, el mi-a hrănit, mi-a gătit, a avut grijă de Isai, m-a dus în brațe. A fost, tot timpul zic, a fost acea persoană stoică alături de mine atunci când întindeam o mână, el mi-a întindea pe lui. Anicuța, scuză-mă, te rog, că intervin. Cumva printre femeile care le-ai cunoscut și au avut cancer,
au fost și situații din astea care pur și simplu bărbații le-au abandonat și au ales să plece? Poate printre protagonistele de la podcastul tău sunt voce. Nu, știi că acum sunt la început și... Și nu am avut atât de multe eroine, dar evident sunt și cazuri în care situații tensionate și nu toți fac față. Da, și... nici nu știu, trebuie să-i judeci pe acești bărbați. Nu, dar nu cred că este cazul noi să judecăm pe cineva. Nu mai judeci pe nimeni. Mă strădui să nu judec pe nimeni, pentru că astfel m-aș fi judecat pe mine, ori eu consider că noi suntem un tot întreg și fiecare om... este și o parte integrată în mine. Eu aș putea să fiu acum rezervată față de ce spui, dar eu te simt atât de sinceră, măi, omul. Uite, foarte sinceră te simt. Vreau să zic cealaltă parte a monedei, pentru că chiar dacă mă vorbesc frumos și bine și sunt zen și așa, este și partea cea mai urâtă a mea, momentele mele de furie, momentele mele de irascibilitate, cumva, la care mai lucrez și mult la ele. Dar eu o ascult foarte mult și pe Angela Staff și o apreciez, da, care acum s-a uitat la mine și a zis că, Ana, ai grijă de emoțiile tale și nu... Că știu, o ascult foarte mult. Că Angela ne spune foarte clar, da, nu poți și poziția, bine, atunci când vine momentul de furie, dacă ești pe poziție de observator, te observi și respectiv tu nu-i mai dai frâu acestei furii. De ce noi să o hrănim? De ce noi să transmitem mai departe această energie? Dacă vrei să o scoți, te duci, faci sport. Asta nu este doar cancerul. Asta este, de fapt, lucrul tău cu tine. Da, da, da. Pentru că dacă n-ai fi lucrat cu tine, poate te transforma într-o zgripțoroaică, tu înțelegi? Da, că sunt diferite cazuri. Știe doar... O chestiune foarte intimă. Da. Cumva, după tratament, după operație, după intervenție, viața voastră intimă cu soțul ți-a luat mult timp, va lua mult timp ca să revină la normal. Scuze că... Soțul meu, iarăși zic că este omul potrivit, adică alături de mine. Adică nu se temea să se apropie de tine, nu? Și soțul meu este un bărbat, pe lângă faptul că este inteligent, este și un bărbat răbdător și atent. Și în privința aceasta vreau să zic că noi am făcut o pauză atât cât se cere, pentru că după intervenție e bine să se refacă acolo. Dar este și perioada de maternitate, pentru că și aici poți să zici că mulți bărbați sunt puși în fața provocării când o femeie este în sarcină. Și da, cred că bărbatul este bărbat și rămâne bărbat și alături de femeie atunci când ea devine sensibilă, fină și are nevoie de ajutor. Cumva schimbarea asta ta sau nu știu, măi, puritatea asta ta, ți mă lipsește și el? Adică el tot zâmbește așa foarte larg, nu știu. Nu, Pavel este... Măi, bucătare, cei mai buni oameni, de fapt. Cei mai buni. Da, da, da. Pavel este un om bun, un om care nu prea își exteriorizează emoțiile. Dar vrei. El e ca un munte de asta, care nu se înfure, dar nici mai bine să nu-l atingi ca un vulcan, ca să nu explodeze. Mm-hmm. Sunteți într-o localitate? De unde? Unde nu, v-ați cunoscut? Nu, nu. Deci ce avem noi în comun este că a fost și el producător și noi ne-am cunoscut la Jurnal TV și el avea emisiuni pe atunci și bine, noi atunci ne-am cunoscut, dar relația noastră a prins viață mult mai târziu, dar el este omul din domeniul televiziunii și el știe că de mult contează și cum te poate fura televiziunea și dar tot timpul a stat răbdător dintr-o parte, a privit tot acest moment de creștere al meu și de transformare al meu și în cadrul televiziunii, pentru că veneam și obosită și erau stări de toate. Uite, celebritatea asta ta pe care ai obținut-o. Dar n-am avut. Dar ești un om celebru acum. Dar n-am avut celebritate. N-ai avut. Și nu. Acum ești o persoană atât de cunoscută, atât de... Ești un, nu știu, un exemplu, o sursă și de motivație și de inspirație. Mm-hmm. Vezi, o iai cumva ca pe o recunoștință? Ești cumva atentă, da, să nu deviezi iar spre altceva, să nu te pierzi pe tine. Cum gestionezi toată chestia asta? Cum o controlezi?
Hai să răspund de la celebritate, pentru că nu prea sunt de acord cu celebritate, fiind omul din spatele emisiunilor, cumva știu mai din amănânțit ce înseamnă celebritate. Pentru mine, visul meu ce a fost, cred că a devenit unul vizibil, să devin o voce pentru acele persoane care au nevoie. Dar asta s-a întâmplat firesc, fără ca să ies eu cumva în față sau în evidență. Am ieșit să-mi spun povestea, dar a fost și o acceptare. Mi-am scos toate măștile și am ieșit așa cum sunt eu, fără păr, sinceră, și am făcut-o pentru că în acea perioadă știam că orice om care venea și făcea la fel îmi era de ajutor. Deci am făcut-o pentru acele persoane care caută o sursă de informație. Deci eu eram gata să dau curs acestui challenge, să vin și eu să mă tuncheală. Deci, într-adevăr, ceva oricum s-a întâmplat și n-am mai... Dar mi-amintesc de această, de acest apel, știi? Nu ți-ai făcut tatuaj pe cap, nu ți-ai făcut nimic? Da, erau momente în care îmi veneau gânduri și din astea... Te uiteai la tine, vreo, Doamne, ce-s de urățică? Nu, dimpotrivă, mă vedeam atât de frumoasă, de luminoasă, poate mai frumoasă decât am fost mai înainte. Pentru mine cancerul, iarăși zic, a venit ca o transformare și zic, s-a produs ceva chimic și în creierul meu. Eu nu mă vedeam și nu mă credeam frumoasă până la cancer, cum mă consider acum. Da. Deși erai blondă. Și eram blondă, aveam niște bucle, dar cred că nici nu aveam timp să mă privesc. Și lumina vine din interior atunci când te transformi spre exterior. Care a fost prima nebunie pe care ai făcut-o după ce ai... Wow, eu sunt om sănătos și liber. Ce ai făcut? Bine... Eu și acum cumva nu pot să zic wow, că sunt, acum am un tratament, dar ce fac eu zi de zi este să mă bucur de viață, mă trezesc dimineața, să-mi zic toate recunoștințe, să zic Doamne, mulțumesc pentru încă o zi, mulțumesc pentru flori, mulțumesc pentru mâncare, mulțumesc pentru copii, mulțumesc pentru un soț, și lista mea este atât de lungă și așa începe dimineața mea. Da. Și nopțile, înainte de culcare. Și înainte de culcare fac și zic mulțumesc pentru tot ce am reușit astăzi și am realizat astăzi și sunt foarte recunoscătoare și ori asta toți trebuie să o facem cumva. Adică n-ai făcut nicio nebunie din asta care să fi vrut să o faci înainte, dar te oprea cumva oblicul moral, știi, statutul și mi-am făcut un tatuaj pe cicatrice. Da? Un tatuaj, când eram în Bali, am simțit că vreau să-mi fac un tatuaj, da. Aha. Da, am transformat acea cicatrice într-un desen frumos ca să-mi amintească mereu de perioada. Bine, că asta nu se uită niciodată, dar mi-am pus intenția de fiecare dată când am salvat să mi-aduc aminte și să revin iarăși la ceea ce sunt, la mine și la toată istoria care... Tu ai putea poza goală dacă ar fi vorba de o campanie socială? Către acceptare, despre acceptare de sine și iubire de sine, ai putea poza goală? Goală nu cred, dar nu cred că aș putea. Goală... Dar care e diferența între gol și nud? Bine, eu aș păstra cele zone intime pentru soțul meu. Ce vreau eu să te întreb? Te-ai apucat de cântat, așa-i? Tu provii dintr-o familie, tatăl tău este... Da, muzician, tatăl meu este naiv. Profesor de muzică, da. Tu ai făcut muzică, chiar da, ai eu am făcut muzică în pianul, din clasa a doua, când la pian, am cântat la pian, că nu mai cânt acum, și după care am făcut școală muzicală în paralel cu George Călinescu în liceu, am făcut și liceul Ion Creangă, o perioadă am cântat în cor, Vocile Primăvere, și după care am făcut Ștefan Neagă, colegiul la pian. Sunt cu diplomă de profesoară de pian. Doar că n-am vrut să merg pe această profesat. N-am profesat și am ales jurnalismul. Mă, dar cum? Deci tu spuneai chiar atât de, nu știu, atât de predestinat. Te-ai întâlnit cu Lelule, lui te-ai invitat și așa mai departe. Ce, văzut cum se întâmplă lucrurile? Eu sunt o norocoasă. Foarte bine, bravo. Toți suntem niște norocoși. Ai cântat cu Vasile Fătiescu.
Ai o singură Vladimir, melodie? Da, cu Vladimir, ai o singură melodie? Nu. Deci cu Vladimir povestea a început în cadrul proiectului pe care l-am realizat la Jurnal TV, proiectul de Revelion, care îl cunoaște toți și l-a auzit toți, acest film Revelion cu Bucluc. Și acolo Anatol Durbală, care este scenaristul, era în căutare de eroi acestui film și de istorie, de a împleti istorie, de a dezvolta acest fir. Și iată, la ședință mă tot întreba pe cine să-l punem, pe care interpret, că hai să vedem pe ăsta, hai să vedem pe ăsta. Și la un moment dat mi-am amintit eu de Vladimir, dar îl cunoșteam, cred că de la o ediție sau nu, dar modul lui, de felul el cântă cover și felul lui de a fi și prezentarea scenică și tipajul după care îl căuta Anatol, mi se părea foarte potrivit. Și îl arătă lui Anatol, Anatol cam sceptic, nu-l cunoștea, dar cu timpul s-a adeverit că este un actor și el foarte bun. Și acum pe etapa a doua se căutăm și lui un personaj, adică gagică. De scenă, da. Da, și hai să vedem cine este mai liber, cum, pentru că la noi toți, de regulă, în serialul și în filmele Jurnal TV, sunt implicați colegi de-ai noștri, dar toți cam sunt în muncă plină. Atâta publicitate la Jurnal TV am făcut azi. Doamne ferici, dacă mă cheamă Dora la show-ul ei. Welcome, welcome. Eu, de fapt, sunt pentru... Ah, dar tu ești năcealnic acolo. Dora, ești să aduc spovedanie unei amante. Da. Welcome. Eu sunt pentru aceste ping-pong-uri, da. Și între televiziuni, mie îmi pară ele foarte sănătoase. Da, dar fi de acord că solidaritate de breaslă deja fiecare nu mai există. Cu, fiecare acum cu... tu, cu bunătatea ta, cu lumina ta, ce spui despre solidaritate de breaslă între jurnaliști? Eu întotdeauna am fost pentru, dar mai sunt și... Nu știu, noi ar trebui să ne certăm sau să nu ne suportăm pe motive politice, motive de, pornind de la politica editorială, de exemplu. Nu. Desigur că nu. Dimpotrivă, ar trebui să ne ajutăm, pentru că avem același scop comun. Foarte multe cunoștințe de ale mele, când au trecut prin cancer, au ales după asta să evadeze, de exemplu. India, nu știu, China. Da. Unde? Ai zburat undeva? Ai plecat undeva? Da, am... Unde ai fost? În Bali. Cât timp? Pe o lună de zile. La Daniela? La Emilian? Nu. Ei doar periodic se refugiază acolo. Ei au fost cu un an înainte și eu atunci planificasem să merg cu ei acolo, dar încă nu eram în cea mai bună formă și am zis că mai aștept un pic, dar îmi duc visul până la capăt și am fost o lună acolo, dar vreau să zic că aș reveni oricând pe această... Eu aseară am fost la lacul de la Botanica și aș reveni oricând acolo, dar încă în Bali. Cred că am avut acel moment. Dar tu îți vizualizezi visele. Nu știu, adică le vezi, le scrii pe hârtie. Ai fost la Victoria, într-adevăr, ai fost la terapie la Victoria Lungă. Vreau să-mi spui adevărul, pentru că... Deci, de ce zâmbeam când vedeam acest material? Pe Victoria o stimez foarte mult și o cunosc deja și ca și interpretă și a fost și în cadrul emisiunii Dora Show. De Victoria am aflat, bine, a fost ceva de un an în urmă am aflat că mai este și pasionată de cosmo-energetică și am fost cu ea și cu prietena mea, Neleanca, am fost la... o introducere în lumea cosmoenergetică în care era și ea acolo. Chiar crezi în astfel de chestii? Nu, eu... Sau vrei să vezi, cred sau nu cred? Da, nu e vorba de cred sau nu cred. Eu sunt o fire foarte curioasă. Iar în momentul în care tu cauți cumva, deci ești mai conectat cu sufletul tău, deja mergi așa, pe drumul care ți-l creează, pe calea sufletului tău. Mie mi-a plăcut, am vrut să văd ce presupune această cosmoenergetică și la terapie nu am fost la ea. Da. Nu, dar am mai auzit că a vorbit Victoria despre asta. Mi-a zis, m-a întâlnit o vecină pe stradă și mi-a zis că am auzit de tine. Uite, acum îmi dau seama că aici s-a discutat despre această... Ana, dar știi ce vreau să te întreb? Acum, tu cu diplomația ta, cu bunătate și cu cădenia ta,
când întâlnim un om care minte, care ne jignește, noi cum procedăm, ce facem? Uite, în cazul dat, eu nu mă supăr pe ea, din potrivă, eu o salut și dacă am să o văd, am să o îmbrățișez. Pe ea am mai văzut, am participat la un centru comercial, am fost speaker acolo și a fost și ea acolo. Și cumva mi-a trimis gânduri bune. Eu bănuiesc că poate ea îmi trimite aceste gânduri bune, poate ea face terapie cu mine fără ca eu să cunosc, dar sunt recunoscătoare. De ce nu? Noi nu știm de ce... Chiar de acum încolo sau de atunci încoace, tu găsești scuză fiecărui om care... Dar ce mă servește pe mine dacă eu acum să mă furi și am să zic ce o să iasă din asta? Eu nu sunt omul războiului. Eu din totdeauna zic că dacă vine la cineva cu arma la tine... Pe Ana cu o voce mai pronunțată. Hai, dacă anunța. Vine cineva la tine cu arma în mână, atunci tu ridică mâinile în sus. Războiul va fi anulat. Asta e. Ce faci mai departe? Bine, dacă spui acum ce faci că puiul tău este alături și cum îți aperi puiul. Mai este și momentul ăsta. Nu am fost în situația asta. Nu, nu pot să știu cum aș proceda, dar... Adică stai o clipă. Niciodată tu, când ți se întâmplă niște momente mai puțin frumoase, nu te ieși acasă și te gândești. Mă, dar de ce omul acela o proceda? De ce omul acela o zis așa? Chiar da, eu mă dau deseori întrebări. Poate că din motiv că îmi dau deseori aceste întrebări, poate și reacționez altfel. Că este momentul ăsta, atunci când se întâmplă... Acum văd producătoarea, nu ți-o da, că stai că mă țin, îți dau un pic de vine, carte, te rog, un pic de apă. Dă un pic de apă. Da. Da. Dar copilul, apropo, a fost afectat? Nu cred că cât a fost afectat. Atunci? 5 ani. Măi, eu zic Anica, mie îmi place foarte tare numele Anica. Mie tot îmi place cuvânt. Anica, da. Ceea ce ne dorim, eu citesc din întrebări, ceea ce ne dorim e chiar ceea ce vrem noi. De fapt, uite, chiar și prietena asta îmi spunea, băi, eu acum am dat seama ce vreau eu. Tu, de fapt, ai observat această diferență între ce ai vrut atunci și ce vrei acum. Ce vrei tu acum cel mai mult, de fapt? Ia zi. Ce vreau? Eu vreau să mă bucur de viață în continuare. Să fie ai mei sănătoși, să știu pe toți bine. Vreau să mă bucur de viață și vreau să merg pe calea sufletului meu. Dacă, de exemplu, ai fi curioasă cum se desfășoară niște practici ezoterice, da. Ai merge și acolo? Păi da, merg. De ce nu crezi că sunt în contradicție cu cel care te-a salvat? Cum să fie contradicție? Practicile ezoterice cu credința și cu biserica, de exemplu. Păi, cu credința, cu biserica sau cu Dumnezeu. Eu nu sunt o persoană religioasă, sunt o persoană credincioasă. Iar Tatăl Ceresc, Dumnezeu, Universul sau fiecare, cum vrea să-i spună, este cel mai bun cu noi. Și de ce s-ar supăra el? Un părinte doar nu se supără pe copilul lui când greșește, corect? Eu nu pot să înțeleg ideea asta în creștinism, în creștini ortodoxi, cei care zic că Dumnezeu ne va pedepsi sau așa. Noi transformăm de Dumnezeu un monstru, dar nu este. Trebuie să ne temem de El pentru că ne pedepsește. Eu îți împărtășesc absolut acest lucru. El este iubire. Uite, există vreun lucru pe care nu l-ai spune lumii niciodată. Uh-huh. Tu ai spus că ai fost sinceră, te-ai dezgolit de mărdar. Au rămas totuși niște lucruri ascunse în tine. Da, sunt pe foarte care multe. Mereu sunt lucruri ascunse, dar ele, lucrurile tot timpul se iasă la iveală când le va fi timpul. Garderoba ta presupune niște lucruri, haine de lux. Niște, garderoba mea s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Chiar vreau să știu cum s-au schimbat valorile pornind de la bunurile materiale. Deci totul se aruncă, se dăruiește și rămân doar hainele din materiale naturale. Le ador pe cele din yin pentru că mă simt foarte bine în ele. Bine, nu exclud că mai sunt și câteva piese care îmi sunt dragi și poate sunt din stofe mai sintetice, dar sunt pentru stofe naturale. Și pentru că eu cred în energia omului. Nu dau preț pe material și așa. Sunt lucruri în care eu mă simt bine. Nu știu dacă, bine, pot să dau o rochie pe o rochie, acum am dat pe o rochie de-a lui din yin. E din matase indiană, făcută de prietenul meu, Piotr Alei, care am dat la 400 de euro, pot să dau. Dar știu câtă muncă s-a investit în această roche și este o piesă în garderoba mea la care țin și foarte mult. Și e o piesă unicată, probabil, da, nu? Adică da, e o chestie de autor, strict personalizată. Costă
cât de scump este la noi în Republica Moldova tratamentul de cancer. Și știi că am văzut comentarii fel de fel pe Facebook că uneori medicii de acolo se comportă cu bolnavii ca cu niște animale. Cu de acolo de unde? De la Institutul Oncologic. Mm-hmm. Că sunt alungați, că se iau bani de fapt de pe cadavre, de pe oameni care mâine vor muri. La urechile mele n-au ajuns deocamdată asemenea istorie, dar tot ce vreau să zic, acești oameni trec peste ei pentru a ajuta să supraviețuim. Atunci când nou nu ne-a păsat până acum de corpul nostru și la un moment dat venim și suntem, ne-am adus corpul într-un hal fără de hal și vrem să fim salvați de azi pe mâine, acest lucru este... poate fi și deranjat și poate fi deranjant și de asta zic că medicii iarăși și noi nu avem de unde să știm prin ce trec ei și poate ar fi cazul aici cumva să fim mai indulgenți. Nu să fim mai indulgenți, dar să, ca Ministerul Sănătății să atragă mai mult atenția acestor medici care în fiecare zi au operații, care au atâția pacienți, coadă, care stau la cabinet. Au și sunt și ei oameni, au și ei emoții și ei nu sunt Dumnezei. Noi avem... Nu ne uităm la ei ca la Dumnezeu și ne se pare... Da, noi avem așteptări prea mari de la acești medici. Ori uităm că și ei sunt oameni. Și cred că sistemul nostru medical un moment s-ar schimba poate și ar deveni ca cel din Iași, pentru că am cunoscut din Europa, pentru că am cunoscut și medicii din Iași. Poate dacă li s-ar mări salariile un pic, cred că acești medici ar fi cumva mai răbdători, mai toleranți. Tu ai venit din media. Da. Poate că ai venit prin niște relații și poate de asta a fost o atitudine mai umană față de tine. Posibil. De multe ori îmi dau această întrebare și mă gândeam dacă eram... O fată oarecare. Dintr-un sat anonim, absolut. Da, știi? Uite, ai dreptate, dar n-am de unde să știu. Asta este povestea mea, asta este drumul meu și până la urmă... Ce? Asta a fost să fie. Să mă nasc în locul potrivit, să trăiesc în mediul potrivit și să ajung pe mâini potrivite. Tu de ce crezi că nouă ni se mai oferă șanse? Șansa de a trăi? Da, de ce ni se mai oferă o șansă la viață? Noi am ales să creștem, să evoluăm, să ne învățăm lecțiile din această viață și cred că mai am de învățat lecții aici. Misiunea mea pe acest pământ nu s-a terminat, nu s-a sfârșit. Chiar dacă misiunea e prea mult spus, prin simplu fapt că sunt aici, deja fac ceva pentru cei care ne ascultă. Au venit femei la tine care trec prin ceea ce ai trecut, au cerut de la tine sfaturi. Da. Deseori consiliez persoane pe online și de asta de fapt am deschis și acest podcast, emisiune. Sunt voci în care am zis să adun toate aceste cunoștințe și nu doar ale mele, dar a tuturor persoanelor care au trecut prin această experiență. De fapt nu sunt eu voce, este voce, voce poți fi și tu și oricine. Sunt voce, este despre acele femei care au reușit să vadă altfel, pentru că contează foarte mult starea ta din momentul tratamentului. Ești la un fir de ață să cazi în cealaltă extremă în care totul este rău și eu cred că de multe ori oamenii se sting pentru că... Doar din acest motiv. Nu mai văd speranța. Gata. Nu mai văd speranța și ori eu la toți le zic, cancerul este ca o simplă răceală. Ea poate fi tratată. Și chiar și spunerea că eu această boală o văd altfel. Da. Nu ca o sentință la moarte, da? Da. Dar iei bani pentru consiliere sau nu? Nu iau bani pentru consiliere, pentru că la rândul meu cei care m-au ajutat pe mine tot n-au luat bani și nu pot să iei bani de pe o persoană care și așa trece prin momente foarte grele. Ori bunoară știm că cancerul este unul foarte dur și lumea vinde case, vinde mașini, vinde tot ca să poată să trăiască o zi. Așa e? Da. Dar e strașnică frica de moarte. Starea asta dinaintea morții, cum?
Asta este cea mai strașnică, asta e cea mai mare frică care poate avea un om, cred că frica de moarte. Și atunci când ne reușești să o depășești, vine și eliberarea, vine și viața. Eu te întreb exact ce am întrebat alți zeci de invitați care au fost aici. Și fiecare a vorbit diferit, dar toți au accentuat un singur. Tare vrem să trăim, știi, tare vrem să trăim. Da, dar să nu uităm că și de acolo de unde venim tot este bine. Eu de fiecare dată ziceam, poate și mă linișteam și eu, că bine, se întâmplă că de multe ori vedeam acest scenariu, se întâmplă că eu am avut și metastază și un ficat și eu am cumva aveam și situația mamei mele care a avut metastază în tot corpul și n-am mai avut salvare și evident vedeam acest program și îl vedeam și îl simțeam și mă gândeam că s-ar putea să merg și eu în această direcție. Dar nici nu știi câți ani mai ai de trăit. Bine, niciodată n-am exclus că e posibil mâine, poi mâine să se sfârșească viața mea și atunci când mergi până în cea mai adâncă frica ta în care tu te vezi, da, tu pleci, tu mori și așa și până la urmă toți suntem muritori, ne toți plecăm odată, de unii mai târziu. De coborători. Da, cu unii viața mai devreme, alții mai târziu, dar ce lași tu în spate? Cel puțin, iată, eu în spate, ce lași tu în urmă, nu în spate? Cel puțin în urmă, poate las un cuvânt de curaj pentru cei care au nevoie astăzi. Lasă-mi și în emisiunea noastră, te rog, un hashtag. Așa, un hashtag? Așa. Vreau să-mi recomand pe cineva. Ah! Ai vorbit despre atât de mulți oameni buni. Dă-mi o listă, indiferent câți vrei tu. 3, 4, medicul care te-a operat, da. Oricine. Da, bărbatul tău, oricine. E, bărbatul meu e scump la vorbă. Uh-huh. El și cu mine e scump la vorbă, el doar gătește. Taci și gătește. Soțul ideal. Da. Roman Balan este un medic care are ce povesti. Da. Deci are ce spune omul ăsta, are o inteligență aparte și doar nu știu cum să-l aduc și eu tot. Îl rog, hai vine la vine, dar are ce povesti. Hai să facem un pariu. Nu un pariu. Hai să vedem cine câștigă prima invitație. Hai să vedem. Eu m-aș bucura foarte mult dacă ți-a reușit. Eu mă duc cu toate șiretlicurile mele de femeie și de jurnalist. Da, acest om este o descoperire. Asta este pentru tine. Mm. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența, Nicuța mea. Tratează-te ca pe cineva pe care îl iubești. Îmi pare foarte bine că te-am cunoscut. Nimic nu are loc întâmplător. Mai ales că atunci când i-am scris o nepoțică de-a mea, îi făcea o procedură de frumusețe, Anicuț, fii și mai frumoasă decât este. Dar mai frumos nu cred că poate fi. Eu sunt Elena Rosu, dragi prieteni. Viața asta e atât de interesantă. Știi că mi-am scris aici că ce nu ne ucide ne face mai puternici sau ne rupe un băcăți? Nu, eu cred așa. Că totul depinde de atitudine. Și dacă lumina care izvorăște din noi este la fel ca și lumina de pe fața Anicuței, atunci noi cred că nu trăim pe acest pământ degeaba. Atâta filosofie. Să auzim de bine.